vrei să vorbești tu, că eu? Expertul în domeniul? Nu, eu vreau... Am 100 de chile și sunt mândru de ele, domnul meu. Mie îmi place ideea asta de a fi grăsuț asumat. Pentru că, de ce să mintă, și eu sunt în această oală. Bă, tu nu ești gras. Ai capul mare, vezi la tine când trăiește și capul grămadă. E cap pătrat și mare. Poți să zic gras, grăsuț? Da, nicio problemă. Că acum, acum se cere voie. Nu deranjează absolut deloc. Ești un gras de treabă, ești un gras asumat. Mulțumesc. Ai prietenă? La momentul actual, nu. Am avut foarte multe. Ai avut foarte multe, ai zis? Da. Câte? Peste 100. Tu te băde. Și asta în ultimii 2 ani jumătate. Eu nu... Tu crezi că ăsta a f***t 100 de femei? În 2 ani și ceva? 100! Da? Nu te crede nimeni! Hai bă, lasă-mă, bă, micinosule! 100 de femei? Mamă, și eu nu sunt în stare să număr până la 100 pe degete. Bravo, domne, ești nebun? Bun. E sănătos să ai 100 de femei în 2 ani de zile? Foarte sănătos. De ce e, bă, sănătos? Cum să fie sănătos? Dar n-ai timp să cunoști pe cineva. Păi așa am menținut corpul ăsta suculent până la urmă. Ia uite-te, tata, aici. 365 de zile plus 365 egal 730. Împărțit la 100... El odată pe săptămână a avut o femeie. Păi, nu știu dacă să te cred. Deci 100 de femei în 2 ani. În 2 ani jumătate. Scuză-mă. Da, alea 6 luni se pun. Contează. Una pe săptămână. Și ce? Chiar așa complicat. Cum mă nu? Adică, păi el... Parcă ești jegos. Adică ești jegos. Adică chiar și nu trebuie să spezi. Adică ești... să-i bată inima. Nu-ți pasă deloc nici de relație, nici de să ajungi să o cunoști. Doar tu să o bifezi și aia e. Ție îți voi da... Ce anume? Ciocârlia păi de ieri, nu? Oi, dai ciocârlia? Da. Dar nu ne cunoaștem așa bine, nu? trebuie să facă versuri! Versuri! El va vorbi cu tine, hai, va juriza în rime. Nelu este un coleg foarte simpatic și este un om foarte darnic și foarte... spiritual și foarte glumeț și foarte așa și m-am gândit că trebuie challenge-uit și la capitolul ăsta pentru că nu am auzit în rime niciodată. Eu am un joker, pot să-l folosesc, îl folosesc acum. E bă, îi dăm timp picioarele și îi dau la... joker să mimeze, na. Acum? Acum, bă, ei? Mi-aș picioarele. Bă, ce bobotălie, na! Zici că e o căsnicie deja. Dacă am văzut-o că m-a atacat așa pe nepusă masă cu jokerul dânsei, am atacat-o și eu pe dânsa cu jokerul meu. Dar doi jokeri în același timp. Ba da, putem, că eu îți fac regulile. Jokerul meu era de la numărul domnului Tanase, când a trebuit să facem puzzle-ul. Și eu, pe puzzle-uri, n-ai treabă, tata. Și Delea a câștigat la popice. Am dărâmat popicele, bine. A, v-ați jokerit? Ne-am jokerit. Da, avem doi jokeri. Ne-am dat așa, de parte în parte. Cu ce vrei tu să începem? Cu Mima sau cu Rima? Cu Mima. Hai cu Mima. Hai cu Mima, da. Deci ia eu... Bine-s. Bine-s rău de tot. Acum 2 ani jumate. Ție ți-a plăcut foarte mult? Vrei? Nu, continuă. E greu, fără vorbe. Nu-mi dau seama ultima parte. Bine, uite-te la... Sunt un gras de treabă, ți-am făcut poftă? Okay. De un gras de treabă. Scuze, nu. Mamă, ți-am făcut poftă, nu mă face să vorbesc, că n-am voie. Și tu trebuie să tași din gură. Stai, păi cum sunt glumele? Cum ți s-au apărut glumele? Mimează cum ți s-au apărut glumele? Jurizarea. Despre număr, da, e așa. Cum ți s-au apărut glumele? Atât, asta a fost tot. În rest, și aici. Deci să înțeleg că sunt un gras de treabă care ți-a făcut poftă și care i-a avut... Chiar dacă și eu te simt, fratele meu, gras, nu cred în a ta dragoste din tei, căci că ai avut tu 100 de femei. Dar mă bucur că te văd că ești sănătos și susțin tesutul tău adipos.
Mamă, deci cred că a sughițat flic domnul. Umblat în casă, zicea, hei, 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 Elisa, Elisa, ce mi se întâmplă? Cineva face. S-a descurcat la mine. Cum? De altfel, se descurcă întotdeauna la orice. Bravo. Bă, bă. Nu m-am descurcat bine de mine. Varză, varză, a fost varză, am fost. Mi-e și rușine acum, am vine să plec. Vrei să-ți dau altă dată asta? Nu ți-o dau acum? Vrei să nu se pună asta acum? Adică după ce că m-am făcut și de râs, nu mai fac o dată. Copii, copii, hai să trecem mai departe, copii. Hai să votăm. 3, 2, 1, go! Vă mulțumesc mult! Gurmanzii juriului au votat pozitiv. Mulțumim! Vă mulțumesc! Mă bucur că s-a discutat despre cum ai putea să faci sex când ești supraponderal, dar nu mă bucur că n-a venit și cu glume. Omulețul a venit pe explicații, lucruri care ne-a încălzit inimile, dar picioarele au rămas reci. Pare ușor exagerată faza, ai umflat-o cu fetele. Băi! 100. Dacă vreți, în spate vă arăt. Dar ai o arhivă. Ai arhivă. Nu arhivă, dar am DM-urile.